o însușire a omului superior este curiozitatea. Curiosity Land. Salutare curioșilor și bine ați venit la un nou episod din Curiosity Land. Emisiunea noastră a ajuns la aproape 40.000 de abonați, un număr foarte mare pentru noi și vă mulțumim din suflet pentru fiecare share, pentru fiecare like, pentru fiecare comentariu pe care l-ați dat, pentru că a ajutat foarte mult. Având în vedere că este duminică, să începem episodul cu niște curiozități din lumea tehnologiei. Cel mai scump telefon mobil de pe piață este produs de Goldfish din Geneva, Elveția. Acesta a fost vândut pentru 1.000.000 de euro pe data de 2 septembrie 2006 în Franța. Telefonul are diamante de peste 120 de carate și se poate comanda cu 15 carcase diferite, fiecare încrustate cu diamante. Carcasa are 140 de grame de aur masiv. Cred că am mut în Franța. Cel mai mare mozaic animat format din smartphone-uri este alcătuit din peste 4.000 de telefoane mobile. Toate smartphone-urile folosite în mozaic au fost fabricate de către HTC. Well done, HTC! Sigur nu știi că cel mai ușor telefon din lume se numește Modu și cântărește doar 40 de grame. Acesta este fabricat de Modu.itd și a fost lansat la Mobile World Congress din Barcelona, pe data de 11 februarie 2008. Acesta are un ecran full color și 1 GB de memorie internă pentru muzică și fotografii. Cel mai vechi telefon din lume a fost conceput pentru prima dată în anul 1947. Acesta a fost conceput la Lucent Technologies Bell Labs din New Jersey. Primul telefon portabil real a fost produs în realitate de către Martin Cooper, iar primul apel a fost efectuat pe data de 3 aprilie 1973. Prima rețea de telefonie mobilă comercială a fost lansată în Japonia pe data de 1979. Apelul telefonic de la cea mai mare altitudine posibilă a fost efectuat cu mare succes de la o altitudine de 8.848 de metri. Apelul a fost efectuat cu succes de pe un Motorola Moto Z8 de către Rod Baber pe muntele Everest, Nepal, pe data de 21 mai 2007. Apelul a durat doar 1 minut și 48 de secunde din cauza că apelatul a avut telefonul închis și a dat căsuța vocală. Apelul a costat numai 4,72 de dolari. Apelul s-a putut efectua datorită Chinei, deoarece a creat o antenă cu rețea mobilă direct spre direcția apelantului. Iar acum să trecem puțin la gadgeturile care ne ușurează foarte mult munca. Pixel Sticks, arta fără limite. Acest stick LED îi ajută foarte mult pe artiștii care vor să-și expună munca și să facă ceva incredibil, o artă foarte mare. Cel care îl folosește poate picta absolut orice în aer cu absolut orice culori dorește el. Loc 8. Încuietoarea inteligentă pentru biciclete. Această încuietoare pentru biciclete este cea mai eficientă din câte am văzut eu până acum. Comenzile pot fi efectuate chiar de pe smartphone-ul tău, iar comanda se efectuează atunci când te deplasezi puțin de lângă asta. Ea are un sistem de alarmă care atunci când cineva încearcă să-ți fure bicicleta, aceasta se declanșează automat. În plus, utilizatorul va primi o notificare direct pe telefon. Sfera care face curat. Această sferă intră singură în camera în care este nevoie și este programată o curățare generală. Ea scanează camera și dacă este absolut necesar să fie curățată, eliberează în aer peste 900 de roboți minusculi care folosesc apă și obiecte de curățat. Și ultimul gadget este XNT, implantul care controlează gadgeturile. Acest implant îi permite fiecărui om ce-l deține să controleze toate gadgeturile din viața lui. Chiar și luminile din casa ta pot fi controlate cu acest implant, iar dacă ai nevoie să faci niște plăți, acest aparat te poate ajuta. Iar în timp ce căutam eu de zor toate curiozitățile pentru acest episod, am dat de un site, se numește playtest.ro, care este foarte interesant și mie îmi place foarte mult. Sunt toate informațiile despre gadgeturi, despre tehnologie și tot ce apare nou pe piața asta, link-urile le aveți în descriere. Dacă v-a plăcut, avem marea rugăminte să dați un like, dacă nu v-a plăcut să dați un dislike, iar ca să fiți la curent cu absolut toate noutățile noastre, abonați-vă la canal. Și știi că ești o persoană minunată, nu? Da, tu. Chiar ești o persoană minunată, nu mă crezi? Dă-te rog frumos click aici. Fix aici o să-ți demonstrez că ești o persoană foarte, foarte minunată. Ești o persoană minunată.
și ești o persoană foarte bogată, știi asta? Poate nu ai cel mai performant telefon sau cea mai scumpă mașină sau vilă cu piscină sau nu mai știu eu ce. Dacă ai mâncare pe masă, o familie fericită, cu ce să te îmbraci și un acoperișit deasupra capului, ești o persoană bogată mai mult decât crezi. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, eu sunt Mihai, mă găsiți pe pagina de Facebook Mihai Remus, dar până data viitoare nu uitați să rămâneți curioși în continuare. Hasta la vista, baby! Ha 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 ha